Vedem cum a reacționat John când a aflat ceva despre Amalia. Ieri s-a întâmplat asta. Hai să vedem și discutăm după aceea. Într-un context cu totul spontan al unui astfel de reality show, trecutul te poate ajunge ușor din urmă. Iar John era pe cale să afle lucruri noi. Uneori se întâmplă într-o situație când colegii mei poate își pregătesc camera. Că... Nu pe bune, că nu suntem, exact, nu sunteți nici prizonieri și nici noi n-avem angajați paznici. Avem angajați operatori, colegi care conduc mașina, deci nu vă păzesc non-stop. Adică amintiți-vă cât s-a ocupat domnul de aici cu domnișoara de acolo. Astfel, John a considerat de cuvință că mai vechiul sărut dintre Mario și Amalia e o informație pe care ar fi trebuit să o știe și el. Se sărutai cu foc, auzi? Și ai zis că numai în casă a venit și a atentat la tine. Îți spun că dacă îmi doream să fiu cu el... Cam oricum mă asculti pe ei, am înțeles că n-a vrut el, nu că n-ai vrut. Ca și ideea, așa, ți-am spus, ca și amuzament. Ești amuzant. Nu ți-asum sau ce? Ba da, mi-asum. Și când te-am întrebat, ai zis că nu mă ochiezi acolo. Era da, așa, dar tu când a fost faza, tu mi-ai zis că în cameră, în ce a venit, când ești noapte bună. Nu, că eram conștientă că tu, dacă ai fost afară, tu ai văzut. La date nu era noapte bună, era ziua bună. Iar reproșurile au continuat și la câteva ore de la această discuție, scoțându-se la înaintare principii și valori. Ți-am zis, dacă simți că ceva nu e în regulă, poți să zici. De exemplu, dacă eu îți spun că vreau să stau un pic în pat, așa. O să stai o jumătate de oră cu mine în pat și după aia coborăm. Ca să mă împac și pe mine, nu? Da, dar nu cred că, cred că e motivul, cred că tu trebuie să mă împaci pe mine, să zic așa, dacă... Eu trebuie să te împac pe tine? De ce trebuie să te împac pe tine? Hai să închidem subiectul, te rog frumos, că n-am chef să ia. Eu atâta ți-am zis că, ok, este vorba de trecut, nu mă interesează, dar pe viitor, dacă chiar vrei să ne cunoaștem mai bine, să decurgă lucrurile ok între noi, eu nu suport, în general, două lucruri. Ascunzișurile și minciuna. Dar nu-i ascunziș, eu de unde era să știu că tu n-ai văzut asta afară? Tu m-ai ascultat și am zis eu. Da. Ți-am specificat că n-am minte ce să fac show, n-am minte ce să fac copilărie. Și cine crezi că a venit aici să fac asta? Ți-am zis de ce am venit eu, nu ți-am zis ce ai venit tu. Ți-am zis pe viitor ca să știi. Că probabil dacă te-aș minți și eu sau ți-aș ascunde multe chestii, nu cred că ți-ar pica o chestie. Dar nu te-am mințit și nu ți-am ascuns. Bun, am lămurit discuția. Începând din momentul ăsta, dacă consider că ești pe aceeași lungime de undă cu mine, totul va fi ok. Dacă nu, să-mi spui. E ok? E ok? E ok. Acum stăm o jumătate de oră în pat? Mă duc la toaletă. S-a zis că nu stau în pat acum. Și după aia vin apoi în pat? Nu, te aștept jos și stăm pe canapea acolo, dacă vrei. Hai. Astfel, decorul se schimba, dar subiectul rămânea același. John își aduna gândurile, transformându-le pe toate într-un adevărat discurs. Ce-ai? E mie cam alia ce ți-am. Ți-am spus ce am avut de spus, te-ai deranjat. Eu sunt un om și un bărbat care deja am ajuns la stagiul ăla în care și eu mă pot juca cu oamenii dacă vreau și nu, dar am trecut de stagiul ăla, înțelegi? La mine lucrurile sunt simple, bă, spunem tot de la început, să știu dacă și eu ție și tu mie, dacă putem să ne hamăm, să ne acceptăm așa. Atâta tot, nu m-a deranjat absolut nimic, doar ți-am spus o formă de glumă și reacția ta a denotat altceva, adică când te-am întrebat acolo pe scaun, am văzut un pic chestia de bulbuiete și pentru mine asta spune multe. Eu ți-am specificat doar ca și fapt să înțelegi cum sunt eu și ce așteptări am. Sau nu vreau așteptări. Cum sunt eu ca bărbat? Ce tolerezi, ce nu tolerezi? Și cred că asta ar trebui să te ajute pe tine în sensul în care, dacă chiar îți dorești ceva cu mine, să știi cum procedezi. Nu mai am nevoie de copilării. Vreau relații de-astea pasagere sau așa, găseam afară cât te vroiam. Bine, ce? Am lămurit totuși treaba asta. Păi, da, dacă e ceva de confund sau nu-ți convine sau nu ești adaptată situației sau nu vrei și nu ești hotărâtă, spune-mi părerea. Nu ți-am zis că nu îmi convine sau nu e confund. Am zis că nu vreau doar să o iei ca pe o
cum ai zis, am închis subiectul, da, pentru mine, bine? Mi-a fost, okay, m-am bâlbâit. Nu aveam de ce să mă bâlbâit. Pur și simplu... Ai omis să-mi spui chestia. Nu m-a interesat de trecutul tău. Da. Dacă vrei să accepti sfaturile mele sau să nu să dai după mine sau să că-s profesor eu, nu, pur și simplu, să încerci să te adaptezi situației, în sensul dacă chiar îți dorești ceva cu mine, o să ai numai de câștigat și o să avem de câștigat. Dacă nu, înseamnă că nu suntem pe aceeași lungime de unde. Este foarte simplu. Ce am spus ceva ieșit din comun? Nu am spus nimic ieșit din comun. Nu, n-ai înțeles ce... Gata, eu am înțeles. Ai înțeles? Am înțeles. Mă bucur. Sper să fi înțeles. Hai să vorbim un pic despre asta, că tu erai nervos și nu, no, cred că ați lămurit foarte bine. Da, chiar ne-am lămurit. Eu nu m-am lămurit. Și am să plec și eu lămurit de la emisiunea asta. Hai să vedem dacă, într-adevăr, a greșit față de tine Amalia. Amalia. Nu e vorba de greșit sau de... Nu. Am spus că să vedem ce s-a întâmplat. S-au întâmplat niște chestii între tine și Marius înainte ca John să intre în emisiune. Voi cu siguranță că ați vorbit despre asta. Da, bineînțeles, nu m-a deranjat absolut nimic. Și ea nu ți-a spus de... Am avut o discuție, să zicem, înainte... A pornit de la un comentariu din emisiunea Capricile Iubirii, unde se zicea ceva de genul, ea se lasă sărutată din prima sau... Da, și Amalia mi-a specificat că înainte să intru eu în casă, a avut un date sau cumva, și am zis, nu mă deranjează absolut nimic că ea este trecut. Probabil dacă eram în casă la momentul respectiv, nu mai aveam o relație cu ea sau nu inițiam o relație cu ea. Atât timp cât este trecut, vă dați seama, nu eram aici, că eram afară, că era afară Amalia cu oricare alt bărbat sau eu cu oricare altă fată, este trecutul nostru, corect? Și atunci nu m-a deranjat asta, doar discuția în sine, că ea mi-a spus că doar materialul ăsta... Că doar pupicul, da? De sus. Eu ți-am explicat contextul și nu acelui comentariu, nu ți-am spus nu că, că și doar. Subiectul care ar mai fi... Pentru că nu aveam de unde să știu că el, fiind afară, nu a văzut asta. Atâta tot. Da, poate ea a plecat de la premisa că tu, intrând în emisiune... Păi da, așa mă gândeam. După acel sărut, tu poate ai văzut. Mai ales... Dar tu nu știai, ți-a dovedit. Exact, nu, chiar nu știam și chiar nu m-a deranjat faptul de trecut. Ei, poate să zică să vină acum să zică cineva sau un fost iubit de ei, domne, că a făcut și n-a... Ok, a făcut. Pe mine mă înțează din momentul ăsta. Atâta tot asta a fost discuția, n-a fost ceartă. Bun, n-a fost... Te-a deranjat că nu ți-a pomenit și despre ce s-a întâmplat? Exact. Eu am întrebat la momentul respectiv. Vă spunem tot, exact cum ați văzut și în discursul nostru. Și probabil i-a omis chestia asta. Nu neapărat că a inițiat sau a avut un ascunziș. I-am spus pe viitor că mie nu-mi place minciuna și ascunzișul. Așa sunt eu ca om. Atâta tot. Și cred că la fel, dacă voi greși vreodată sau așa, mi-asum. Dacă voi fi cu ea și sperăm să fim, o să mi-asum tot. Amalia, tu de ce nu i-ai povestit și de ce s-a întâmplat la date-ul acela în oraș? Fiind... Pentru că sigură știi, că noi el... am vorbit mult în emisiune despre... Da, dar el a venit la câte săptămâni după cele întâmplate. Când a intrat în casă, el a spus că are două preferate, pe mine și pe Alina, că ne-a văzut în emisiune ca așa. Era... Clar că el s-a uitat la emisiune și el a văzut, adică practic... eu n-aveam de unde să știu ce a văzut el în emisiune. Uite, domnule, a ratat fix emisiunea aia. Am și specificat că nu m-am uitat, am stat de la ora 14 până la ora 16. Vezi? Și seara la Capricii. Vezi ce ai pierdut? Trebuia, că uite ce situații... N-am pierdut nimic, cred că am câștigat. Naște lipsa vizionării, fixa acelei emisiuni. Da, chiar n-a fost, da. Probabil așa s-a înțeles că am avut o ceartă, probabil așa e... Ei, ai fost tăios, ai fost. Păi sunt serios, vă dați seama, când port o discuție serioasă, nu pot să... Nu, tăios. A, tăios? Da, așa sunt eu, ca om mai tăios, într-adevăr. Ai că a vrut și fata să stea o jumătate de oră în pat? Jumătate de oră în pat, nu. I-ai refuzat-o. Probabil dacă nu era discuția, poate să steam și o oră în pat. Glumesc. Da, n-au stat o oră, au stat o noapte, nu? Corect. Da. Unde? Voi unde ați dormit? Aici, în living. În spate. În living? Păi da, vă dați seama, dacă avem aproape 2 metri amândoi, unde se încăpem într-un pat de un metru? Da, n-ați găsit două paturi să le uniți? Eventual găseam pe jos, dar nu știu, cădeam unul peste altul.